Cupa Meistrului Apărării se desfășoară al cincilea an consecutiv. 12 echipe, 150 de membri ai efectivului Armatei Naționale au luptat pentru acest trofeu. Astăzi s-au disputat competițiile finale în afara concursului, lupta națională trânta și tragerea frânghiei. La prima probă a învins un comandant de pluton de la Academia Militară, iar la tragerea funiei, ostașii din batalionul de pază. Mulțumesc adversarilor mei care, într-adevăr, au fost foarte puternici, inclusiv la fiecare competiție, la fiecare joc sportiv, îmi vinde cel mai puternic și cel mai, așa spus, care are tehnică. În ultimele două săptămâni, ostașii au concurat la alergări pe distanțe mici și mari, la aruncarea grenadelor, trageri din pistol, ridicarea la bară fixă și la alte probe. Alături de tineri au evoluat și reprezentantele sexului frumos. La un kilometru a fost rezultat 4-0-0, la ridicarea trunchiului timp de 2 minute 79 de repetări și la trageri din pistol TT 89 de puncte, mai mult decât bărbații și femeile. După două etape, pe locul întâi se află echipa Academiei Militare, care a obținut principalul trofeu. Academia Militară are potențialul dat de a câștiga. Sunt și factori, aș considera, obiectivi, fiindcă ei sunt mai mulți, practic sunt 4 cursuri, anul 1, 2, 3 și 4, și au un potențial mai mare de unde să aleagă pentru a câștiga. Dar mă bucură faptul că au câștigat anume ei, fiindcă sunt viitorii ofițeri. Sunt acei care va fi necesar să dezvolte capacitatea fizică, capacitatea mentală, ceea ce asigură capacitatea de luptă la ostașii lor în viitor. Deja astăzi, deținătorii cupei, care nu sunt implicați în parada militară consacrată aniversarea 20-a independenței Moldovei, au plecat în vacanță. Evgeni Mankovski, Vlad Coroban, pentru Cotidian.